Suntem în atmosferă de sărbătoare, suntem într-o vreme în care oamenii sunt fericiți, zâmbesc mai mult, sunt plini de speranță, de entuziasm, sunt mai altruiști, sunt mai plini de acea dorință de a face binele și de a se apropia unii de alții. Trăim în această magie a sărbătorilor, în această perioadă în care oamenii parcă trăiesc într-o altă dimensiune, într-o altă lume. Bine ar fi dacă această atmosferă ar rămâne tot timpul anului, însă, așa cum am mai spus și data trecută, e posibil ca după trecerea anului nou totul să se evapore și să revenim din nou la realitatea aceasta gri cu care ne-am obișnuit deja de mai bine de 2 ani. Oricum, în seara asta am o veste bună pentru fiecare dintre voi: faptul că Dumnezeu dorește să ne ofere Darul Divin. Avem această serie de prezentări intitulată generic Darul Divin, iar în seara aceasta vreau să vorbim despre Darul Mântuirii și este vorba despre acel moment în care Dumnezeu se apleacă peste noi să ne dea cel mai prețios dar. Însă. Majoritatea dintre noi credem că acest dar este ca și jocul de zaruri. Este ca și atunci când Dumnezeu s-ar uita peste pământ cu oarecare aroganță și cu un oarecare cinism, ar arunca niște zaruri și ar spune, hai să vedem care dintre ei va fi mântuit. E ca în jocurile alea cu gladiatori. Din Coloseum, în care Cezarul se uita cum erau cei doi în luptă sau oamenii care erau în arenă, pe viață și pe moarte, și unul dintre ei era jos, trântit și trebuia să-i se mai dea lovitura de grație. Și se gândea Cezarul să facă așa sau să facă așa. Și să știți că de multe ori noi îl percepem pe Dumnezeu în dimensiunea aceasta, ca pe un cezar care se gândește cum să arunce zarurile să fie spre moarte sau spre viață, iar noi stăm neputincioși, ne uităm cu oarecare disperare spre el, așteptând verdictul care ne duce la viață sau la moarte. În seara aceasta aș vrea să aduc vestea bună că Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea noastră ca la jocul de zaruri. Dumnezeu este acela care ne oferă darul Său, darul mântuirii, însă mulți dintre noi ne raportăm diferit la acest dar al mântuirii și pentru început, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Luca, la capitolul 8, începând la versetul 4, un moment în care gloatele s-au strâns din nou lângă Domnul Isus Hristos. Și apropo, aș vrea să știi că Dumnezeu iubește gloatele, Dumnezeu îi iubește pe oameni, vrea să-i strângă lângă El. Chiar Domnul Hristos, înainte de a. Termina lucrarea sa mesianică pe acest pământ, atunci când a ținut predica de pe munte, înaintea patimei sale, chiar spune cu durere, O, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina puii sub aripi? Dar n-ați vrut. Problema nu era la Dumnezeu și nu este la Dumnezeu, este la fiecare dintre noi. Și mai departe, Mântuitorul spune o pildă, este vorba de binecunoscuta pilda semănătorului în care fiecare dintre noi intrăm într-o anumită categorie. Ne încadrăm într-un fel de atitudine pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu și față de mântuire. Și spune evanghelistul așa, când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Isus a spus pilda aceasta. Intrați puțin în atmosfera aceea. Isus predicând Evanghelia și multe noroade, multe gloate veneau să-L asculte. Au mai fost ei la sinagog, au mai fost ei în stânga, în dreapta, să prindă câte ceva. Erau vremuri de criză și acelea, vremuri de strâmtorare, vremuri de ocupație romană în care lucrurile nu erau deloc roz. Și oamenii așteptau un element de speranță, așteptau o veste bună, l-așteptau pe Mesia să-i elibereze de probleme, de scumpiri, de sărăcie, de inflație, de toate lucrurile cu care, într-o anumită măsură, ne confruntăm și noi astăzi. Și în momentele acelea, oamenii erau acolo dornici să audă ceva. Și spune Iisus o pildă, și apropo, mi-a plăcut foarte mult modalitatea aceasta de a spune lucrurile în pilde. De ce? Pentru că există un avantaj atunci când spui o pildă. Poate chiar mai multe. În momentul în care spui o pildă, nimeni nu se vede vizat în mod direct. Nu este un afront față de nimeni. Și în felul ăsta omul poate să rămână puțin în umbră, și să fie relaxat, să vadă dacă este vorba despre el, să tragă învățătura de acolo și să -și schimbe viața. Și asta este avantajul pildelor. Apoi, învățătura prinsă într-o pildă, într-o povestire, nu poate fi uitată. Știi pilda, știi povestirea, știi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Isus ar fi venit cu un tratat de teologie sistematică, punctul 1, Trinitatea, punctul 2, Mântuirea, punctul 3, în momentul ăla oamenii ar fi zis, bun, și care e punctul 1, că deja le-am uitat. În momentul în care povestești lucrurile, oamenii le țin minte mai ușor. Și vă aduceți aminte că noi am învățat lucrurile prin povestire. Mi-aduc aminte și acum de serile în care tata ne spunea povestiri din Biblie și nu le uit nici acum. La 42 de ani. De ce? Pentru că povestirea este cea mai eficientă metodă de predare. Din punct de vedere psihologic, reții cel mai bine orice ți se predă prin povestire. Și Mântuitorul, cel mai mare pedagog al tuturor timpurilor, a știut lucrul acesta și a spus o povestire, o pildă, prin care a arătat atitudinea oamenilor față de mântuire și față de Cuvântul lui Dumnezeu și a arătat că, de fapt, Dumnezeu nu se joacă zaruri cu noi, mântuirea nu este un rod al norocului, al întâmplării, al toanelor lui Dumnezeu, ci mântuirea este darul pe care ni-l dă Dumnezeu și pe care noi alegem să-l tratăm în diferite feluri. Și în momentul în care știi lucrul acesta, începi să simți altfel darul acesta al mântuirii, să te raportezi altfel la el. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Chiar cred că în momentul acela... Era un semănător care semăna sămânța pentru că Mântuitorul avea obiceiul acesta de a aplica direct Evanghelia la lucrurile cu care oamenii erau foarte familiarizați. Știau foarte bine despre ce e vorba. N-a început cu filozofii, cu tot felul de silogisme încurcate, cu uh, o abordare alambicată. Sunt tipurile acestea de abordări în care te ia de aici, te duce dincolo și nu mai știi care a fost subiectul, despre ce s-a vorbit, care era învățătura de bază. E cam politică. Știți cum se întâmplă și acolo? Pui o întrebare pertinentă, directă și te învârte, te, te sucește de cap și la urmă amețit, nici nu mai știi care era întrebarea. Și până la urmă asta este și intenția unor astfel de oameni să te ducă pe un alt râm și să îi lași în pace tot pe căile lor. Semănătorul a ieșit să semene. Semănătorul în acea ocazie era Mântuitorul, dar poate fi oricine rostește cuvântul Evangheliei, poate fi chiar o carte pe care omul o citește, poate fi chiar Sfânta Scriptură, pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Da? Orice cale prin care este semănată această sămânță a Evangheliei, această veste bună în inimile oamenilor poate fi semănătorul în epoca noastră, poate fi chiar un filmuleț de pe TikTok sau de pe Instagram. Când omul vine în contact cu Evanghelia și poate să ia o atitudine sau alta față de ea. Semănătorul a ieșit să -și seamene sămânța. Pe când semăna el o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului o altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea o mezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă. Și m-aș opri deocamdată aici. Gândiți-vă care a fost atitudinea oamenilor în acele momente. Au început să deruleze mintea lor. Bun, bun, ne-a zis pilda asta, dar ce vrea să spună cu ea? Că până la urmă aici este interesant. Spunea Spurgeon că o predică începe acolo unde încep aplicațiile. Bun, bun, ne-a zis că din scriptură se citește în fiecare duminică, în fiecare sâmbătă la biserici. Dar ce vrei să spui cu asta? Că de aici începe ori problema, ori rezolvarea, ori schimbarea vieții, ori plictiseala, ori. Uh, o viața a noastră. De aici încep schimbările. Și ucenicii au fost primii care au venit lângă el. Doamne, ce vrei să zici cu pilda asta? Adică noi suntem familiarizați cu păstori, cu agricultori, cu semănători, dar care este aplicația? Și aici Dumnezeu începe abia să ne vorbească. Și le spune în versetul 10, Vouă a fost dat să cunoaște stainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Și parcă în versetul acesta Mântuitorul începe să joace zaruri. Cu alte cuvinte, sunt unii predestinați pentru mântuire și alții pentru pierzare. Și gata, punct, am terminat lucrurile și discuțiile. Dacă ești predestinat să înțelegi lucrurile lui Dumnezeu foarte bine, dacă nu, te-ai născut în categoria nemântuiților și după aia n-are rost să mai discutăm mai departe despre nimic. Știți că teologia aceasta a fost foarte vehiculată de Calvi. Teoria predestinației și teologia predestinației, prin care unii au fost predestinați la mântuire, iar alții la pierzare. Și dacă ai fost predestinat la mântuire, orice ai face în viața asta nu mai contează că Dumnezeu te recuperează de oriunde și dacă ai fost predestinat la nemântuire, atunci ești pierdut. Orice ai face nu mai contează că Dumnezeu până la urmă a aruncat zarurile în dreptul tău și n-are rost să te mai zbați da, bun. Hai să vedem lucrurile și din alt unghi de vedere. De unde știi tu sau eu că voi fi sigur mântuit sau sigur pierdut? Asta e marea problemă. Că majoritatea celor care adoptă această poziție cred că ei sunt predestinați la mântuire. Dar stai un pic. De unde știi tu că Dumnezeu a aruncat zarurile pe șase-șase? De unde știi tu că zarurile în dreptul tău sunt câștigătoare și că e sigur mântuit? Pentru că oamenii așa zic, cei care afirmă sus și tare cu predestinația, da, domnule, eu sunt sigur mântuit. Bun, dacă e sigur mântuit, nu e rău, e foarte bine. Pentru că Dumnezeu dă cu siguranță dar mântuirii. Dar atunci de ce plasezi nesiguranța în inima altora spunând că ei sunt siguri nemântuiți? De unde știi lucrul acesta? Este o mare încurcătură. Și versetul acesta pare că se duce în direcția aceea, însă dacă citim pilda până la capăt ne dăm seama că noi ca oameni alegem de fapt unde vrem să ne poziționăm față de mântuire, față de Evanghelie. Și spune mai departe, după ce face acest anunț Hristos că v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției Lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Care sunt cei ce văd și nu văd și cei ce aud și nu înțeleg? Mai departe explică Mântuitorul. Și cred că explicația lui este cea mai autorizată. Pentru că noi de multe ori luăm texte din scriptură și începem pe baza lor să brodăm și să punem acolo preconcepțiile noastre, ideile noastre cu care am fost crescuți, educați, formați din punct de vedere teologic, la nivel oficial sau la nivel de teologie populară și în felul ăsta creăm un fel de folclor evanghelistic. Și fiecare are folclorul lui la nivel personal. Însă... Dacă citim mai departe, ne dăm seama că Mântuitorul nu a vrut să spună că unii sunt predestinați să înțeleagă, să vadă și alții să nu vadă, unii să înțeleagă, alții să nu înțeleagă. Nu despre asta este vorba, ci este vorba de o, despre o anumită atitudine pe care oamenii o au față de sămânța căzută în diverse locuri ale inimii, ale vieții oamenilor. Și explică el. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Clar. Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Aici n-ai ce să mai interpretezi, este totul cât se poate de clar. Apoi, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Și aici aș vrea să înțelegem că diavolul nu vine în sensul acela mistic medieval, cu furca și cu tridentul în mână, și cu metodele acelea care te înspăimântă pur și simplu. Și de multe ori, diavolul vine prin metode foarte subtile. Ca să fure Cuvântul lui Dumnezeu din mintea ta și din inima ta. Și uneori nici nu e nevoie să fie implicat diavolul că îți vin ție idei și ești mai împotrivitor decât diavolul față de Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu cât se poate de elegant în care dracii au fost mai credincioși decât oamenii. Că de multe ori noi știți povestirea aceea cu diavolul și cu călugării de la un schit. O să vă spun imediat după ce termin specificarea aceasta. Cum vine, cum vine diavolul la noi? De multe ori vine sub anumite forme foarte subtile, dar de cele mai multe ori vine, nu vine el, ci pur și simplu este atitudinea noastră. Aduceți-vă aminte că în Gadara au venit dracii la Hristos și au zis Te știm cine ești, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme, lasă-ne în pace! Deci dracii recunosc pe Mântuitorul și spun lasă-ne în pace, înțelegem autoritatea ta, ne supunem, lasă-ne în pace! Și vin oamenii și spun, Doamne, știi, noi am avut o pagubă aici, economică, serioasă. Noi cu porci ăștia făceam bani dacă îi vindeam. 2000 de porci. Păi, păi, asta este o, o criză economică, o gaură în buget pe care tu ne-ai făcut-o, pe care nu o să mai putem recupera în grabă. Te rugăm frumos, hai, pleacă de la noi. Observați că nu întotdeauna Satana este de vină, este de vină în cele mai multe cazuri, însă de multe ori noi suntem mai răi decât dracii când vine de vorba de împotrivirea față de Cuvântul Lui Dumnezeu și inițiativa este a noastră nu a lui, pentru că în felul ăsta noi de în multe ocazii plasăm responsabilitatea asupra diavolului. A, diavolului devine el mai ispitit diavolului și eu nu vreau să înțelegeți că îl disculp pe diavol. Nu, nici vorbă de asta, dar de cele mai multe ori este alegerea noastră să ne împotrivim. Și acum revin la povestirea aceea uh, în care noi tot dăm vina pe diavolul, știți? Uh, a fost uh, o perioadă la un schit în care stareți a zis post și rugăciune până la Paști. Nu aveți voie să mâncați ouă, nu aveți voie să mâncați lapte, nu aveți voie să mâncați mai multe lucruri, facem post negru pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu. Și bineînțeles, la un moment dat apare și așa zisa ispită. I-a venit o idee unui călugăr când s-a dus pe acolo pe la cotețele de găini, a văzut niște ouă, a luat unul și a zis mă, mi foame de, îmi, îmi crapă stomacul. Ar trebui să fac cumva să mănânc ouul acesta, dar cum să-l gătesc? Și a venit lui o idee genială să îl gătească în lingură la lumânare. S-a dus frumos, a pus oul în lingură deasupra lumânării și a început să-l gătească. Și la un moment dat dă buzna în chilia lui starețul. Ce face aici, măi? Păi nu v-a spus eu să postiți, să stați în rugăciune, în meditație și acum tu strici tot acest ritual și tot acest, această disciplină pe care eu am instituit-o aici, nu e o părinte, satana m-a ispitit. Și din colț, zice satana, nici prin cap nu mi-a dat așa ceva să frigi un ou la lumânare într-o lingură. Dar de multe ori să știți că noi avem o inventivitate și o rezistență la Evanghelie foarte mare. Ne vin idei, cum să nu facem voia Lui Dumnezeu, ne vin idei de păcătuire, ne vin uh, acele momente de împotrivire față de Evanghelie și nu e de vină atunci doar diavolul. De vină suntem și noi, pentru că noi alegem în felul acesta. Și dăm vină pe diavolul, spune că Dumnezeu zice ori într-un fel, ori într-altul, dacă n-am fost, Doamne, uite, n-am avut aia, n-am avut aia, n-am avut aia, și apoi dacă nu, îmi dai o binecuvântare specială, Doamne, la ce rost are să mai gândesc la mântuire, nu? Și pare pertinentă uh, teologia aceasta și foarte atrăgătoare, ispititoare. Diavolul sau Dumnezeu? Diavolul că mă ispitește și Dumnezeu a aruncat zarurile rău. Păi dacă diavolul vine și-mi ia cuvântul din minte. Uneori suntem atât de nemintoși încât preocupările și nimicurile cu care ne umplem viața sufocă acest cuvânt al Evangheliei. Îl călcăm în picioare, din ignoranță. Mi-aduc aminte, citeam o dată despre Leonardo da Vinci, atunci când a pictat celebra pictură Cina de Taină, a trebuit să-și aleagă personajele pentru fiecare dintre cei care erau la masă. Și la un moment dat a trebuit să îl picteze pe Mântuitorul. Și s-a dus el prin piețe, prin oraș, să vadă pe cineva care avea un chip nobil, un chip frumos, pe care putea să-l picteze și care să înfățișeze noblețea Mântuitorului. Și în cele din urmă l-a găsit. Pe un tânăr numit Pietro Bandinelli. S-a dus, a luat schițele, l-a pictat pe Mântuitorul, i-a pictat și pe ceilalți ucenici și în cele din urmă a trebuit să-l picteze și pe Iuda. Cum să găsească el pe cineva care se semene cu Iuda? Și s-a dus din nou, a căutat, a căutat, a căutat și în cele din urmă a găsit pe cineva. Și a început să facă schițele, a început să deseneze, să a, facă acel chip și în cele din urmă omul îl întreabă, nu mă mai cunoști? Păi, cine ești tu? Păi, în urmă, cu mai mult timp, ai pictat după fața mea chipul Mântuitorului, al lui Isus Hristos. Unii dintre noi suntem atât de ignoranți și atât de nepăsători cu mântuirea, încât lăsăm ca viața noastră spirituală să se degradeze într-o asemenea măsură, încât tot ce am auzit și tot ce a fost bun în viața noastră să fie făcut una cu Pământul, să fie călcat în picioare, bat jocorit. Chiar furat din inima noastră. Și spune Mântuitorul: Sunt cei care aud Cuvântul, apoi vine Diavolul și ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Ce poate fura Cuvântul din inima ta? Care este elementul ce. Poate face mântuirea ineficientă pentru tine. E ușor să dai vina pe diavolul, pe Dumnezeu, zarurile, soarta, asta a fost. Dar gândește-te bine, oare tu nu ai o contribuție la pierderea Cuvântului din viața ta? Oare n-au fost ocazii în care ai călcat Cuvântul lui Dumnezeu în picioare? Ori cu ignoranța, ori cu acea atitudine ostilă și cu agresivitate? și comânie împotriva lui Dumnezeu, că sunt aceste două feluri de, de împotrivire. Împotrivirea prin ignoranță, nu mă interesează, lasă-mă în pace. Sunt eu sărac, nenorocit, orb, gol, amărât, vai de capul meu. Cazi în depresie, în descurajare sau acea rezistență față de Dumnezeu. Nu îmi trebuie, domnule, lasă-mă în pace cu Evanghelia și cu poveștile astea popești și bisericești. N-am nevoie de asta. Da? Sunt cele două atitudini, dar până la urmă, și una și alta, fac ineficient cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Apoi, cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sunt oameni care se entuziasmează foarte tare, sunt oamenii care primesc cu bucurie, da, oh, a venit mântuirea, slavă Domnului, uite acum suntem mântuiți, Doamne, îți mulțumesc! Dar nu înțeleg prețul pe care trebuie să-l plătească, nu înțeleg unde ar trebui să meargă, pe ce drum. La început se entuziasmează și după aceea, când văd că au de luptat, când văd că trebuie să urmeze o anumită cale, se descurajează și totul se duce. Această atitudine superficială, practic cei care sunt înfățișați de sămânța căzută pe stâncă, sunt oamenii superficiali, pe care nu te poți baza. Sunt oameni buni, oameni de treabă, au o mie și una de idei, au atâtea planuri în cap, s-ar apuca și de asta, și de asta, și de cealaltă. Și în momentul în care vrei să faci ceva concret cu ei, la primul semnal, pac, a, da, nu, 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 nu mai fac nici asta, Bă, uite, este altceva, mult mai interesant, se duce acolo, mai stă puțin, după a, nici asta, nu, nu, nu e de mine, ba, e prea orgolios, ba, nu este pregătit să dea piept cu greutățile și cu eșecurile să ducă un lucru până la capăt și omul nu este unul de încredere pe care te poți baza. Mi-aduc aminte, citeam despre o tânără domnișoară care îl urmărea cu entuziasm pe pianistul Ignaz Paderevski. Cânta foarte frumos la pian și fiind răpit așa de armoniile acelea și de pasajele pe care le cânta cu atâta virtuozitate, după ce a terminat piesa aceea de interpretat, Domnișoara aristocrată, bineînțeles, nu știa foarte bine cu ce se mănâncă viața, era crescută în puf, avea tot ce-i trebuie, nu știa ce înseamnă bătăliile vieții, nu știa ce înseamnă greutățile vieții. Tăticul și mămica i-au dat totul pe tavă și n-avea nicio grijă. Și așa suavă și uh, plină de delicatețe ca o mimoză, a venit la el și a spus, maestre, credeți că aș putea să... Când și eu ca dumneavoastră, ce ar trebui să fac ca să cânt și eu ca dumneavoastră să fiu o adevărată stea în interpretarea pianistică? La care Ignaz Paderevski a răspuns puțin ironic, dar cât se poate de realist, domnișoară, cred că ar trebui să vă măritați. <laughs> da, este tăios, dar de multe ori astfel de replici te aduc cu picioarele pe pământ. Foarte mulți... Au utopia aceasta în mintea lor: că, de fapt, dacă vii la mântuire, nu o să ai greutăți, nu o să ai probleme, nu o să ai provocări, totul este numai zahăr, numai promisiunile lui Dumnezeu. Și este adevărat, promisiunile lui Dumnezeu sunt aici. Este vestea bună a Evangheliei, este bucurie, este speranță, dar nu există fericire fără necaz, nu există succes fără înfrângere, nu există biruință. Fără luptă. Există tendința aceasta a unor oameni beți de euforia succesului, care cred că toată ziua este doar succes. Și pe rețelele de socializare postează doar în ipostaze de oameni fericiți, de succes, care au bani, se plimbă peste tot, nu mai, nu mai au lupte, nu mai au probleme. Ei au ajuns. Și viața lor este roz bombon. Peste tot unde te uiți este numai fericire, 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 succes, succes, bani, 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 bani. Dar este o mare minciună, pentru că nu asta este realitatea. Chiar dacă Dumnezeu vrea să facem lucruri mari, chiar dacă Dumnezeu are lucruri mărețe pentru noi, chiar dacă Dumnezeu pune în fața noastră o perspectivă cât se poate de largă Realitatea este că în lume se plânge, în lume sunt eșecuri, în lume sunt lacrimi, în lume sunt dureri, în lume este suferință, în lume este luptă. Însă, oamenii aceștia cred că lucrurile se obțin ușor. Și Mântuitorul spune: Nu, 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 nu despre asta este mântuirea și nu așa se obține mântuirea. Mântuirea nu este ca un câștig la loto. ah, am nimerit bila câștigătoare, am numerit numărul 6 din 49. A, ah, gata, sunt mântuit. Oh, ce bine, orice aș face, nu mai contează. Fals. Oamenii superficiali, oamenii care cred că mântuirea se câștigă așa, într-un mod aleatoriu, întâmplător și care nu înțeleg care a fost prețul plătit pentru mântuirea lor. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea. acestea și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sunt oamenii ocupați, oamenii stresați, oamenii care uh, sunt atât de, de plini și atât de încărcați cu agenda lor încât nu mai am eu timp de mântuire, nu mai am eu timp de familie, nu mai am eu timp de spiritualitate, nu mai am eu timp de meditație, nu mai am timp pentru sufletul meu, pentru că am o altă prioritate. Grijile lumii acestea. Am rate la bănci, trebuie să plătesc facturile, trebuie să uh, îmi hrănesc familia, trebuie să câștig mai mulți bani, trebuie să investesc și aici și acolo, să cumpăr, să mă extind cât mai mult. Și vii acum cu realitățile astea ale Evangheliei, parcă se rupte din altă sferă. Și uneori așa le-am prezentat ca neavând legătură cu realitatea. Observați că Mântuitorul a legat foarte mult Evanghelia de realitate. Noi am luat Evanghelia din realitate, am pus-o undeva în stratosferă, ca și când n-ar mai, mai fi un răspuns la problemele reale ale oamenilor. Însă, Mântuitorul a zis așa: adevăratele valori nu sunt materiale, sunt spirituale. Lucrurile materiale sunt bune, dar ele nu hrănesc Sufletul. Și aici face marea confuzie. Credem că realitățile materiale hrănesc Sufletul și nu mai vezi pe oameni care, practic, dacă te uiți în spate, în viața lor, sunt niște ratați din toate punctele de vedere, dar sunt realizați pe un singur plan, material. Și atâta contează pentru ei. Ori, dacă nu ești realizat și spiritual, materialul nu contează, este egal cu zero. Ei vezi mașini scumpe, îi vezi în haine scumpe, îi vezi în locuri exotice, fa, extraordinară viața lor. Dar când te uiți, scuturi mai bine, hello, cum e familia ta? Zero. Cum e nivelul tău intelectual? Zero. Câte cărți ai citit în ultima perioadă? Zero. Care sunt oamenii cu care tu te însoțești? Oameni care au niște valori morale reprobabile. Și așa mai departe. Cum ai făcut banii respectivi? Mai discutăm altă dată. Da? Însă imaginea, marketingul promovează niște lucruri care Par a fi foarte interesante, dar de fapt când sap mai adânc îți dai seama că e putre de acolo. N-ai -ai ce să iei de acolo. Oamenii, sub grijile acestea, sufocă Evanghelia. Însă, n-aș vrea să înțelegeți că sărăcia este o virtute în sine. Absolut deloc. Și dacă puteți să fiți cât mai bogați, fiți cât mai bogați, fără să vă compromiteți Sufletul și valorile. Sărăcia nu este bună, sărăcia este rea. Nu cred că Dumnezeu vrea să ne chinuim, să murim de foame, să trăim de la o zi la alta. Nu asta vrea Dumnezeu. Însă, pe de altă parte, nici bogăția nu este totul. Trebuie găsit acest echilibru în care să avem valorile spirituale, Sufletul hrănit cu ceea ce trebuie și să avem o minte deschisă astfel încât să ne putem descurca în viața aceasta. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care după ce au auzit cuvântul își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Dacă ne gândim la oamenii aceștia. Îmi vine acum în minte imaginea împăratului Sigismund, care era un om foarte lacom și iubitor de bani. Și peste tot unde mergea, își căra cufărul cu bani, cu galbeni. Și la un moment dat, într-o expediție, când ajunsese undeva prin Ungaria, nu mai putea să doarmă. Tot timpul se trezea miezul nopții. Unde sunt banii mei? Unde sunt banii mei? Unde sunt banii mei? Străjile, sunteți acolo unde trebuie ca să nu Dispară banii mei și la un moment dat a zis, ce fac eu aici? Păi dușmanul meu este aici în cortul meu. Eu sunt mai obsedat de bani decât de... Uh, și siguranța mea este în pericol. Viața mea este în pericol. De ce? Pentru că mie îmi pasă mai mult de bani decât de viața mea. Și așa sunt oamenii astăzi. Le pasă de orice altceva mai mult decât de sufletul lor. Care sunt adevăratele tale valori? De ce îți pasă mai mult? De ceea ce ai sau de ceea ce ești? Sufocă grijile, necazurile, frământările, provocările vieții, sămânța Evangheliei în viața ta? Aș vrea să vorbim și despre alți extremiști. Unii care spun, da, noi am renunțat la lumea asta, noi am renunțat la tot pentru Dumnezeu. Și noi îl iubim pe Dumnezeu și am luat Evanghelia și vezi numai încruntați tot timpul, supărați, nefericiți, au tot timpul acea, acea aură cenușie. Nu te inspiră cu absolut nimic și cred că ei sunt mântuiți. Ei sunt oamenii lui Dumnezeu pentru că au renunțat la toate, dar de fapt n-au renunțat la nimic. aduc aminte de John Maxwell, care Povestea despre o familie de tineri din ăștia aerieni care au venit la el ca să-i consilieze și să, oarecum, să se laude cu performanța lor că ei au lăsat totul și l-au urmat pe Dumnezeu. Și la un moment dat, John le-a pus o întrebare foarte pertinentă și foarte directă. Dar, dragii mei, voi ce ați avut? Păi ce noi n-am avut nimic. Nici casă, nici masă, nici mașină, nici nimic. Noi am lăsat totul pentru Dumnezeu și îl urmăm pe El. Și atunci, cu un zâmbet foarte ironic, i-a spus, dragii mei, dar voi n-ați lăsat nimic. Pentru că voi nu ați avut nimic. Cum poți să spui că ai lăsat totul pentru Dumnezeu când tu nu ai nimic? Dacă ai fi avut câteva milioane în cont, dacă ai fi avut casă, firmă, afacere, mulți bani, multă influență și te duci ca și Tolstoi spre o viață mai austeră, da, am înțeles, bun, am lăsat totul, deși și asta este o extremă, da? Atunci, da, poți să zici că ai lăsat totul. Dacă n-ai nimic și tu spui că ai lăsat totul pentru Dumnezeu, este o mare minciună și o mare păcăleală și o mare extremă în care nu trebuie să cădem. Sămânța care a căzut în mijlocul spinilor Spine au crescut împreună cu ea și au necat. Și a patra categorie este sămânța care a căzut în pământ bun. Și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit să audă. Și acum, cum se întâmplă cu inima noastră păcătoasă și strâmbă și sucită, fiecare dintre noi avem tendința să ne punem într-o anumită categorie. A, eu sunt la cu pământul bun. A, eu să la mai îngrijorat -o. Nu. Ceea ce spune aici Mântuitorul, aceste patru categorii de suflete și de terenuri în care cade sămânța, nu sunt niște stări irreversibile. Noi oamenii suntem niște ființe care se schimbă, și spre bine, și spre rău, după cum alegem. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Suntem o variabilă continuă, spre bine sau spre rău. Noi nu suntem înțepeniți într-o anumită stare. Chiar și cei despre care noi credem că sunt împietriți. Dumnezeu poate să-i cucerească și asta este vestea bună a Evangheliei. Cele patru tipuri de sol sunt prezentate ca să ne avertizeze, să nu ajungem acolo sau dacă am ajuns acolo să ne trezim. Îi spune celui de lângă drum, băi nu mai fi indiferent, nu lăsa nimicurile să-ți invadeze viața și să sufoce, să omoare sămânța Evangheliei. Apoi îi spune celuilalt care poate că are un sol ca de stâncă în care cade sămânța, dar este superficial. Nu mai fi superficial, mai caută să sap mai adânc, să sădești această, această sămânță a Evangheliei. Poți să faci agricultură și pe stâncă, du pământ în altă parte și seamănă sămânța într-un sol mai adânc, să aducă roadă, du lucrurile până la capăt, nu mai fi superficial. Apoi spune și celui care este sufocat de griji, mă, până la urmă, toate lucrurile acestea, toate grijile lumii acestea nu te vor face fericit. Și nu o să poți să ajungi la sfârșitul vieții să spui am fost atât de fericit că toată viața am plătit facturi, toată viața am fost îngrijorat, toată viața m-am stresat, toată viața mi-am bătut capul să rezolv probleme, sunt atât de fericit și împlinit, Doamne, îți mulțumesc ce viață minunată am avut. Prostie, Iurel! Ceea ce ne dă împlinire sunt relațiile cu oamenii și cu Dumnezeu, sunt lucrurile bune pe care le construim și sunt acele semințe semănate în spiritul nostru care aduc roadă pentru bine. Asta te face împlinit și fericit. Nu lucrurile care te stresează, care te apasă tot timpul și te fac să nu mai ai vreme de sufletul tău. Iar celor care au primit cuvântul, asta este ideal, și aduc roadă, aveți grijă să nu vă năpădească buruienile și aveți grijă să nu pierdeți această sămânță a Evangheliei. Că și dacă o să cadă într-un pământ bun, s-ar putea să vină o inundație, s-ar putea să vină o calamitate, s-ar putea să vină niște probleme în viața ta care să omoare sămânța sau să o facă să fie pitică. O plantă handicapată care să nu aducă 100 de boabe ca rod. Observați, aceste tipuri de sol nu reprezintă niște stări șablonate în care te-a pus Dumnezeu și dacă a căzut în stâncă, asta e, Nu are rost să te mai lupți. Dacă a căzut între spini, zici, Doamne, am avut atâtea necazuri, atâta stres în viața asta, n-am mai avut vreme și chef de Evanghelie. Poți să vii cu scuzele astea înaintea lui Dumnezeu? N-ai cum, Dumnezeu pune înaintea noastră mai multe tablouri în care am putea să ne încadrăm la un moment dat. Însă, nu uitați că nu aici se termină mesajul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este următorul. Oricare ar fi starea în care te afli, tu poți să primești cuvântul Evangheliei. Și vreau să vă întreb, Pavel, când l-a văzut pe Ștefan murind, omorât cu pietre. Era dornic așa de cuvânt, de evanghelie, în momentul în care se uita cum omul ăla în ultimele clipe ale el sale și arunca ochii spre cer și spunea Doamne, ai milă de mine, nu le ține în seamă păcatul acesta, mântuiește sufletul meu. Uau, Doamne, ce bine că am primit Evanghelia. Da, de unde? Mai moare un eretic. La moarte cu el, păzea hainele lor. Era pietrit în momentul acela. Când s-a trezit? Pe drumul Damascului. Când Dumnezeu l-a orbit și i-a dat un șoc puternic, astfel încât să-și dea seama că merge pe o cale greșită. Era pietrit. și luptam împotriva lui Dumnezeu. Și cu toate astea Dumnezeu l-a trezit din nebunia aceea și l-a ajutat să-l găsească. Așa fariseu cum era. Și asta este vestea bună. Că oriunde ai fi pe drumul acesta sau în relație cu Evanghelia, este veste bună pentru tine. Orice ai fi făcut în viața aceasta, oricât de multe păcate ai fi avut, oricât de indiferent ai fi fost față de Evanghelie, întotdeauna există un punct zero în care Dumnezeu zice, Șterg cu buretele, tot nu mă mai interesează ce a fost în viața ta. Vreau să-ți dau o nouă perspectivă, vreau să-ți ofer viața veșnică, vreau să-ți ofer ce este mai bun din împărăția mea. Da, vor fi lupte, vor fi încercări, vor fi probleme, dar uite, ai speranță. Asta este mântuirea despre care vorbește Dumnezeu. Chiar în partea de final, spune Mântuitorul. Versetul 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Observați că e vorba de un proces, de o anumită perseverență. Nu spune, a căzut în pământ bun, gata, de aici încolo, nicio problemă. Praise the Lord, hallelujah, We are saved. Suntem mântuiți, suntem în siguranță. E, yeah, ce fain. Ce bine că Dumnezeu a aruncat zarurile pe 6 6 și noi suntem mântuiți. Fals. Din nou fals. Este o evanghelie care îți spală mintea și urechile și te orbește. Te face să crezi că e ok. Că nu mai trebuie să veghezi. Nu. Mântuitorul spune așa: Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. L-au auzit, țin cuvântul în inimă bună și curată. Apropo, m-aș lega de fiecare cuvânt de aici. Fiecare este prețios. Pentru că de multe ori pretindem că am primit Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu și de fapt nu arătăm lucrul acesta. Cei care primesc evanghelia într-un pământ bun, îl țin într-o inimă bună, să te ferească Dumnezeu de sfinții acri și reci și țepoși. Sunt atât de sfinți că nu te poți apropia de ei. Mi-aduc aminte, erau unii pastori, îi țin și acum aminte, m-au marcat, eram în copilăria mea, unii atât de sfinți, atât de punctuali, atât de trași pe sârmă. Păi, n-aveai cum să te apropii de sfințenia lor. Mă. Erau atât de sfinți încât pur și simplu când îi vedeai, înghețai. Și erau unii nu chiar așa de sfinți ca ei, care se apropiau de tine, care ne luau în brațe, cum eram noi copii, glumeau cu noi, se jucau cu noi. Nu erau atât de sfinți. Inima bună contează foarte mult. Sunt unii care nu zâmbesc, sunt atât de crispați și atât de, atât de nefericiți în relația asta cu Mântuitorul și cu Evanghelia, încât nu zâmbesc. Evanghelia tristă. Ori inima bună te face să zâmbești, să fii fericit țin cuvântul într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nu sunt doar cu taca-taca, ci sunt și cu făcutul. Pentru că sunt foarte mulți care sunt foarte buni să dea din gură, dar în urma lor nu se vede nimic. N-au niciun impact în societate. Nu influențează în bine pe nimeni. Nu schimbă viața nimănui. Și este plină lumea de astfel de creștini. Care primesc cuvântul, ei spun, în inimă, într-un pământ bun, într-o inimă rea, niște oameni încruntați, acri, fixiști, legaliști și care nu produc nimic. Dar Mântuitorul spune, nu despre asta este vorba. Sămânța căzută în pământ bun sunt aceia care primesc cuvântul și îl țin într-o inimă bună. Nu este tot timpul bună inima. Luptă să fie bună. Luptă să fie curată și luptă ca acea inimă să aducă roadă în răbdare. Adică, pe termen lung, se vede evoluția lor, se vede creșterea lor, se vede că s-a produs o schimbare spre binele lor și altora. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune supat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumină. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la Lumină. Da, observați, înaintea Lui Dumnezeu nu este nicio taină. Totul va fi descoperit. Luați seama, dar la felul cum ascultați, responsabilitatea a cui, a noastră, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că. Are. Dragii mei, Dumnezeu nu joacă zaruri cu mântuirea. Nu stă undeva sus în univers și se râde așa cinic la noi și spune ăștia 6-6, ăștia alți 2-1, ăștia alți 3-2, stânga-dreapta, stânga-dreapta, pentru viață, pentru moarte. Niciodată. Dumnezeu se uite cu iubire la întreaga omenire și oferă darul mântuirii, fără să se uite la fața oamenilor. Și celor care reprezintă sămânța căzută lângă drum, și celor care sunt sămânța care cade pe stâncă, și celor care sunt sămânța care cade între spini, și celor care reprezintă pe cei care primesc sămânța într-un sol bun. Dumnezeu vrea ca toți să devenim un sol bun, o inimă deschisă, care să primească valorile Evangheliei, să primească mântuirea. Responsabilitatea nu este a lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine este de durată veșnică. Mântuirea pe care ne-a pus-o la dispoziție este sigură problema este la mine și la tine. Ce voi face cu acest dar al mântuirii? Dacă îl percep ca pe un joc de zaruri, atunci voi trăi viața aceasta nepăsător și darul mântuirii va sta departe de mine nu pentru că Dumnezeu a vrut așa, ci pentru că eu am ales ca scuză să arunc vina pe Dumnezeu și să mă Curăți pe mine de responsabilitate, să mă privez de această responsabilitate. Dumnezeu nu se joacă de a mântuirea aruncând zarurile. Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru mine și pentru tine și vrea ca să fim în împărăția lui. Și această împărăție începe acum. Bucuria mântuirii, exuberanța, zâmbetul, o viață împlinită și fericită sunt pentru mine și pentru tine. Și această realitate trebuie să înceapă din momentul în care vii și guști din acest cuvânt al Evangheliei. Asta este vestea bună și acesta este darul divin pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea și în această perioadă al lunii cadourilor și în fiecare zi din viața ta. O viață fericită, împlinită, care are luptele ei, dar care te duce în final la mântuire, la viața veșnică. Îți doresc mult succes în ceea ce faci. Și nu uita că Dumnezeu nu aruncă zaruri. Dumnezeu vrea ca să fii mântuit, dar mai departe responsabilitatea este doar a ta.